Salut, pești! Voi face citirea pentru săptămâna 17 iulie, 23 iulie, o săptămână cu luna nouă în rac pe 17 iulie și pe 23 iulie cu Venus intrând în retrogradare în leu. Haideți să vedem pentru voi această săptămână ce vă aduce. Și iată, aveți o alegere pe care nu puteți să o faceți. Cineva vă face o ofertă. Alegeți între două lucruri identice, între două persoane identice. Este o alegere pe care voi nu o puteți face și aveți această șansă prin care puteți să amânați această alegere și să așteptați. Este un moment de stagnare, să știți, acest doi de spade, fiindcă voi nu puteți să faceți alegerea și așteptați o decizie a divinității sau a celorlalți. Haideți să vedem mai departe. 7 de spade, 6 de cupe și 5 de băte. Deci am putea spune că sunteți preocupați de un înscris falsificat, fie făcut de voi, fiindcă, sau de o altă persoană. Este un înscris falsificat de care aflați sau știați deja dinainte. Cineva care v-a făcut un înscris falsificat sau ascuns. Deci, este ceva care totuși vă afectează, fiindcă nimănui nu-i convine dacă găsește în contract o clauză care n-a observat-o, nu? Și așa mai departe. În schimb, nu vorbim de contracte, dar putem să vorbim de voi personal. Poate să fie ceva care vă afectează pe voi personal, personalitatea voastră. În ceea ce privește fericirea, s-ar părea că o să vă revedeți cu persoană din trecut. Fie că era o iubire din trecut, fie că era o persoană cu care creați ceva, aveați hobby-uri comune, legat de distracție, ceva care vă aduce totuși bucurie sufletească, vă bucurați de această revedere. Deci este un moment plăcut care va avea loc în această săptămână. Pentru cinciul de bâte, cunoașterea voastră, cred că este vorba mai repede de un concurs, de o studii, de o călătorie care vă scoate așa o concurență, fiindcă aici este vorba de concurență. Cei care se luptă, luptă pentru a câștiga ceva. Deci fiecare încearcă să îl înlăture pe celălalt cu mici bârfe, mici minciuni și totul pare că are ca o joacă de copii. Deci această rivalitate. Resursele, bunurile materiale, locul de muncă, sănătatea și cariera. La resurse, uitați-vă, voi ați făcut multe eforturi, atât emoționale cât și sociale. Ați făcut tot ce ați putut pentru a câștiga ceea ce v-ați propus, pentru a vă folosi resursele obținute din munca voastră. Și totuși, nu ați primit ceea ce v-ați dorit. Deci voi v-ați dorit altceva și nu ați primit aceasta. Arată un aspect destul de, cum să spun, de nemulțumire. Dar priviți spre viitor și sperați să se rezolve cumva acest aspect. Asul de spade arată pentru voi dorința de a impune rațiunea.
faptul că stați în stagnare de mult timp vă nemulțumește și vreți să aduceți spada care să aducă rațiunea, să impună rațiunea. Poate fi vorba și de un aspect legat de sănătate, dar și unul legat de locul de muncă. Spada care să vă facă dreptate, spada care să-i ajute pe cei corecți și să-i pedepsească pe ceilalți. Deci aceasta ar fi rațiunea pentru voi la locul de muncă sau sănătate. Și totuși în cariera voastră, menirea voastră, aveți un talisman al norocului, lumea. Lumea care va aduce schimbări, transformări profunde legate de gândirea voastră, de mental, de idei, de creativitate, de sentimente, de emoții, de sensibilitate, de comunicare, de relații, de energie, de vitalitate. Totul depinde de voința voastră. Dacă vă uitați aici, avem monedele, deci taurul reprezintă banii, monedele. Mentalul, gândirea, vulturul. Ne gândim la Jupiter, la foc, energie. Și aici leul care poate să aducă acea creștere. Deci este un aspect benefic. Totul depinde de voința voastră în a vă atinge menirea sau cariera. Vorbim de comunicare, contracte, relații. În comunicarea voastră cu apropiați, ne gândim la frați, surori, veri, vecini, cineva va aduce o veste, vă comunică ceva. Această comunicare va aduce un fel de blocaj mental. Nu găsiți soluții. Nu știți ce să faceți. Vi se pare imposibilă situația și totuși, dacă reușiți să vă deblocați gândirea, mentalul, veți găsi soluții. Veți putea să faceți ceva, să răspundeți ceva. Legat de un contract, aveți un rege de cupe. Vorbim de un bărbat cu ascendent zodie în scorpion. Sentimental, sensibil, romantic, dar și schimbător. Și totuși voi trebuie să-i câștigați bunăvoința, trebuie să fiți foarte atenți, fiindcă acest bărbat se poate răni foarte ușor. Și atunci când răniți un scorpion, trebuie să fiți atenți, fiindcă poate să se și răzbune. În ceea ce privește luna, luna arată totuși momente dificile pentru voi cu prietenii. Prietenii, protectorii, nu prea sunt. Drumul vostru este foarte greu între ei, fiindcă unii vă întind capcane, unii vă bârfesc, unii vă lingușesc sau alții sunt nepăsători. Voi trebuie să fiți foarte atenți, să observați și să acționați în consecință. Dacă puteți să nu intrați în aceste aspecte de prietenie, atunci este mai bine. Dacă sunteți obligați să mergeți cu aceste persoane, să faceți ceva, atunci trebuie să fiți tot timpul pe fază. Acasă sau căminul, familia, schimbări, transformări. Și karma sau secretul vostru. Iată că aveți în familie un prinț de monede. Vorbim de un bărbat tânăr cu ascendent zodie în fecioară. Este un bărbat care creează, un bărbat care poate să aducă resurse pe măsura eforturilor lui. Deci, un bărbat care promite o avere chiar. S-ar putea să fie partenerul de viață, să fie un frate, să fie
pentru unii chiar o persoană foarte apropiată. Dar nu de un aspect rău, fiindcă vă puteți baza pe acest prinț de monede. În schimb, transformarea pentru voi este aceea că în această săptămână schimbarea este în a folosi banii. Primiți salariu, primiți bani, dar pot fi bani pe concediu. Vă gândiți astfel încât să folosiți acești bani foarte raționali. Să plătiți ce aveți de plătit, dar să și, să zicem, să și realizați, să zicem, cheltuielile cât mai rațional, încât să puneți bani deoparte sau să vă plătiți o excursie, o distracție. Deci trebuie să țineți cont de toate în împărțirea banilor. Și secretul vostru este o inițiativă. Ați luat o inițiativă. Este o inițiativă care promite foarte mult legat de o afacere. Promite să obțineți resurse care să vă ajute să acumulați, să fie o afacere care expandează, crește și vă simțiți foarte bine. Aceasta a fost citirea pentru voi, pești. Eu vă doresc o săptămână frumoasă, cu împliniri și nu uitați, dacă v-a plăcut citirea sau dacă vă ajută, puteți să dați un like, puteți să vă abonați pentru a primi mai repede aceste talări, citiri și, bineînțeles, pentru a mă ajuta și pe mine în a crea acest material. Și vă doresc numai bine, vă mulțumesc!